crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Pe bani mulți astăzi, 3200 de euro. Practic plecăm de la 400. Adrian din Sibiu are șansa să ia banii ăștia. Salut, bună Adi. Dimineața, Adrian. Adi. Bună dimineața. Oh. Da, bună dimineața. Aici, da. Moale. Vorbește un pic mai tare, te rog frumos. Ai scoală? Da, da, gata. Treaz. Perfect. Ai 3200 de euro. Nu știu dacă ai bani. De bani ăștia poți să-ți iei un echipament de golf. Și că nu... înțeleg că în zona aia se joacă golf puternic. Nu-mi dau seama dacă ai semnal. Da, o să-mi iau un echipament de... Adrian, fii atent. Concentrează-te puțin la mine. Deci ai probleme cu semnalul. Trebuie să te apropii de o fereastră sau de ceva de genul nu ăsta. Nu intra în panică. Pune-ne pe speaker dacă vrei, dacă nu ești singur acolo și vrei să, ne ajute, să te ajute și colegii, dar vorbește la microfon, da? Nu vorbi de la distanță, că trebuie să te auzim bine. Ok? Bun. Așa. Acum mă auziți mai bine? Da, te auzim. Ideea e să nu se piardă semnalul. Stai lângă fereastră. Da, sunt lângă fereastră. E ok, rezonabil. Ești la serviciu acasă? Sunt acasă, mă pregătesc să merg la serviciu. Singur, singurel? Sunt cu prietena mea. Bun, bun, bun. Deci ai un ajutor de nădejde. Da, cu ce frant. Ce efect faceți voi? O minte în plus, acolo ajută întotdeauna. Cu ce vă ocupați? Ce pasiune aveți? Eu sunt inginer topograf. A, e bine, domne, cu ingineria, bravo. Și iubita? Iubita e specialist în turism. Turism? Turism. Hai că e bine. Avem bine, da. Auzi, spune și mie, te rog frumos, Adrian, că de mult, uite, n-am cunoscut un inginer topograf, să pun și eu o întrebare. Pe stradă, când e domnul ăla cu un băț care stă așa plantat pe la intersecții... Și nu mișcă. Și undeva mai e un nene care se uită cu ochiul printr-un trepied, o lentilă, da. O chestie. Cum ăla, care e funcția lui nenea ăla cu bățul și cât e el plătit pe lună? Păi, funcția lui, în termen popular, e prismaș. Pentru că el ține o prismă. Așa. Dar în mod normal e un ajutor de topograf. Așa. Prețul variază probabil de la fiecare. Acum e ca o persoană care ori își face ucenicia în topografie, ori este o persoană necalificată, dar care totuși știe ce înseamnă să... Știe să țină prisma. Dacă eu vreau să fiu prismașul tău săptămâna viitoare, zici, eu vin până la Sibiu. Am ce face într-o dimineață și... Un prismaș. Cât mă plătești pentru o zi de lucru? Să zicem cu minim de economie pe lună. Minim pe economie, de-aia pleacă în Anglia. Deci nu vine la Sibiu. Nu l-ai pierdut pe Vlad. Da. Bine, gata, Adrian, hai. Ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Tu trebuie să dai răspunsul și vedem după fiecare răspuns corect dacă mergi mai departe sau nu, da? Da, nu, dacă erai mai generos, mai stăteam de vorbă, dar așa nu mai... Bine, mult succes în concursul de astăzi! 400 de euro. Adi, alții fac 3 pași până la suma asta, în concursul Dublu sau Nimic. Tu începi astăzi fericit de la 400 de euro, un premiu important. Ai și o doamnă lângă tine care să te ajute, ceea ce de asemenea poate fi foarte important, mai ales la această rundă. Adi, spune-ne, pentru 400 de euro, ce parte a corpului este corectată prin operația numită rinoplastie? Din păcate nu știu, îmi pare rău. Rinoplastie! Prietena? Rinic. E, hai mă, ce naiba. Rinoplastie. De la rinocer. Ce are rinocerul? Rinocer. Corn. Pe nas. Da. Hai mă, adică își fac acum toate doamnele și mai nou cred că și domnii din ce am mai auzit. Rinoplastia este operația prin care își corectează forma nasului. Rinore. Da. Rinofug. Rinofugul punem când avem problemitas. Problemitas. Da, acum vin prea multe idei în minte. Și acum ai luat de Adi și de prietena lui. Dacă prietena lui ar fi fost, nu știu, Barbara Streisand, probabil că ar fi trebuit să știe. Nu și-a făcut niciodată. Din păcate sau din fericire, prietena mea nu și-a făcut așa ceva. Asta zic. Băi, foarte bine. Deci nu aruncăm în luptă pe... Sau Lidia Buble, dacă ar fi fost Lidia Buble, iarăși ar fi ajuns acolo. Nici Lidia a zis că nu-și corectează. Fără prejudecăți, vă rog frumos, fără prejudecăți. Fiecare cu rinoplastia lui, dacă dorește omul. Fiecare cu năsucul ei. Asta e. Bine. Bine, Adrian, pare rău.
Mulțumesc. Când venim la Sibiu, ne băgăm ajutare la tine, măcar așa ca experiență. Bine. Acum, cum erau ei acolo și un cuplu, sincer, nu mă așteptam la deznodământul ăsta azi, adică... Și eu, da, sunt surprins. Da. E, atât dacă n-avem altceva de făcut, decât mâine să începem de la 500. Wow. Să ajungem până la 4.000 și să avem o ediție de vineri pe 500. Sper să avem și noi norocul să găsim un concurent tare stăpân pe el. Adilan, simțim oale de când a răspuns. Da. El nu era... Era intimidat. Da. Acum îți dai seama că Luca o să aibă o zi grea. Toată ziua o să-i stea în cap asta. 4.000 de euro. Mamă, ce prima întrebare. Fiați atenți ce vă spun. Promoția... Să nu fie prea simplă, să nu fie prea nu știu cum. Promoția continuă, că v-am zis că azi au fost întrebări cam de 1.600 le evaluez eu, așa că am și eu o scala mea. Astea rămân și pentru mâine. Doar prima o schimb. Asta care s-a consumat cu rinoplastia, o înlocuiesc cu o altă. Deci merge promoția mai departe? Da. Tu dai seama că dacă intră cineva care e cât de cât pregătit, ne-a curățat. Hai, lasă serios, fără bani, nu... cu întrebările astea, da. Ne lustruiește. Da. Să aibă și puțină experiență de viață, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Cine n-are experiență pentru întrebările de viață astea în ziua de azi? Trebuie numai să fii concentrat și să știi lucruri. Nu mare lucru trebuie să știi. Rinoplastie. Cum? Am dat atâtea detalii, cred că nu se mai înscrie nimeni. Hai. Apropo, dacă vreți să participați sau să aveți cel puțin o șansă ca mâine să fiți în direct pentru 4.000 de euro, vă așteptăm pe site, pe europafm.ro, acolo vă puteți înscrie la dublu sau nimic. Vreți să dăm întrebarea a treia acum, ca să gândească la ea? Sau a doua? Auziți, mă, dacă îmi transmitem pe Facebook, nu mergeți să ne pună număr ca la teleshopping, când zici tu să se înscrie să fac și eu de-alea aici la... europafm.ro, secțiunea concursuri, vă așteptăm. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.